program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține scene cu tentă sexuală și limbaj licențios. Divorțează. Ce-i asta, tata? Dai seama ce viață de calvar am eu lângă tine? Gata! Nu aveți un loc și pentru fata mea. Păi, lasă-mă să cobor, cobor! Ua! Ce face aici, curvă? Ți-ai găsit un amant? Gura, dai jos. Ce copil? Nu înțeleg ce copil, despre ce copil e vorba. Victor, e vorba de copilul nostru. Poate e păcatul meu să te simt atât de aproape, să te ating atât de greu. Asta-mi este viața, să fiu singur tot mereu, dar în fiecare noapte tu apar, apar pe drumul meu, apar pe drumul meu. Ce bine e că e și domnul aici. Dânsa e mama copilului pe care l-ați declarat. Unde e copilul meu? Îmi vreau copilul. Unde e copilul meu? Cred că e o încurcătură. Mi-a sechestrat copilul. Vreau copilul. Unde e copilul meu? Lasă-mă! Lasă-mă să cobor! Lasă-mă, bage! Stai aici! Victor, ce bine că ai venit. Tu cine ești? O nebună, e o nebună. Domnul poliție, să vă fac o cafeluță. Unde e copilul meu? Ce copil? Nu înțeleg ce copil, despre ce copil e vorba. Victor, e vorba de copilul nostru. Iisus cu tata mare, hai să-l vezi. Serios, am rugat pe toată lumea să te sune, să-ți dea un semn, să vii mai repede. Și iartă-mă că zic, dar habar nu am cine ești. Ce, o vabă, băga poantă! Unde e copilul? Ce copil? Zorico, du-te cu ăștia, du-te cu Iisus acolo să vezi ce fac. Că poate scăpăm și noi și poate scap și de tine. Da, nu te uita așa la mine. Că eu am noră și sunt mândră de tine. Mamă, ce cu circul ăsta? De ce nu m-ai sunat? Doamne, Victor, să vezi ce frumos e copilul, seamănă cu tine. Jur că e al tău. Te rog eu frumos, spune-mi cine ești ca să știu de unde stau, că nu... Să mor tu că tu nu știi cine sunt eu. Să mor tu că nu știi cine sunt. Adică noi pe 2 aprilie nu ne-am văzut, nu? Măi, Cristiano Ronaldo. Aolo, parcă așa un pic, îți amin. Parcă vine. Pe noi să ne scuzați un pic. Acum nu mai știi cine sunt, nu? Bravo, bravo, Victor. Gata, că dacă strici casa copilor, te omor cu mâna mea. Am știut că mă trădez. Am știut mereu că ești o... curviștina îmbrăcată în Maica Teresa. Și de ce ai măsuri mai devreme? Asta e plecat în Elveția. Ca să mă trădezi, să mă înșeri. Poate n-ar trebui să fiu de față aici. Ce? Să nu asist la discuția. De ce, măi, instalatorule? Să știi și tu cu cine te-ai cuplat. Auzi, tu... Ai bani să o duci în Elveția? Când ai? Ha? Tu ai bani să o duci la Saint-Tropez? Să o stropești cu șampanie cristal? N-ai. Ești un amărât. Eu am ceva ce dumneata nu o să ai niciodată. Ce? Omenie. Nu toată lumea are o carieră strălucită ca a ta. Ce să facem? Îți bagi joc de mine, mă împersiflezi? Asta ai făcut toată viața. Toată viața. Mă vezi în imposibilitatea de a mă apăra și dai în mine. Toată viața ți-ai bătut joc de mine și tu și ăștia. Și acum l-ai găsit pe ăsta? Face că e deștept, că merge mintea de... Îl duce, dar nu mai duce înapoi. Brici. De-aia îți place de... Nora. Cât am iubit eu pe tine. Tu ți-ai bătut joc de mine. Ești cu mașina? Da. N-ai băut, nu? Da. Perfect. Victor, ce e asta? E adevărat? Ce? Ce spune fata asta? Nu. Deci a mințit.
Victor, uite-te la mine. Ești soțul meu. Și îți promit că nu o să mă enervez. Că nu o să mă supăr, dar am nevoie să știu adevărul. Da. Te-ai culcat cu ea. A fost o greșeală. S-a întâmplat pur și simplu. A fost o nebunie și... E adevărat. Miruna, noi doi nici nu eram împreună atunci. Pe 2 aprilie eram foarte împreună, Victor. Adică eu fugeam după tine și tu aveai impresia că ești în depresie și fugeai de colo-colo și ți-o treceai cu asta. Dar copilul nu e copilul meu, mă jur. Victore! Unde ești, mă, tată, mă? Hai, mă, în casă să vezi băiatul. E băiat? Da! Mami, o tot așa dor de tine. De ce n-ai venit? N-am știut unde ești, copilule. Să nu mai pleci cu oameni străini. El e tata. Nu, iubitul meu. Nu e tata. Doamnă, dați-mi voie să mă prezint. Gianni Moran. Și sunt foarte încântat că ați avut grijă de fiul meu. Domnule, îmi pare foarte rău de necazul dumitale, dar el e copilul meu. L-am crescut singură și l-am crescut cu greu. Certo, doamnă, pentru asta mile grații. Eu sunt o femeie amărâtă și să știți că nu permit nimănui să-și bată joc de mine sau de copilul meu. De ce plângi? Tata a avut grijă de mine și chiar mi-a dat tot ce vreau. Da, de ce plângi? Nu trebuie să plângi, pentru că mâine vine trenulețul și mașinuța și toate jocurile pe care mi le-a cerut Victoraș. Mai înalte în sine cugeturi să îndureze gețile și praștile morții sau mii de mări de suferințe înfruntând să curme totul scurt. Să mori, să dormi, nimic mai mult. Oh, Paula, să mori, să dormi sau poate să visezi. Ce cu tine? Abia atunci am... Pam, pam. După cum vezi, e beat turta. Iată avantajele unui concubinaș fericit. Tu l-ai îmbătat, da. Sunt sigură. Mm-hmm, exact. I-am pus pâlnia și i-am turnat alcool pe gât. Hai, să fiți fericiți până la deșbătrâneți. Păi stai puțin, dumneavoastră m-ați sunat? Da. Păi ajutați-mă să-l duc în casă atunci, nu? Da. Și deci, mai înalte în sine cugeturi, să îndure săgețile și praștile morții, ori mii de mări, de suferințe în frunte. Haide! Să curme totul scurt, să mori, să dormi nimic mai mult. Să dormi, asta e treia bună. Să dormi. Frumoasă, când ești fericită? Nu sunt fericită. O să fie. Ești un om bun. Miruna, vreau să vorbim. Ascultă-mă un pic, te rog eu frumos. Povestea asta s-a întâmplat de ziua mea, atunci când tu ai plecat să te vezi cu Mickey Gogă. Când mi-ai dat cu geanta încă. Doamne, o să-mi compun o piesă, Mickey Gogă, marele... Hai. Cară-te. Ai înțeles? Petrece asta de mine. Așa afară. Am crezut că mă părăsești pentru el. Niciodată nu s-a pus problema să te părăsești pentru Mickey Gogă, pe bune. Nu mai are niciun rost. Ai stricat tot ce a fost frumos între noi. Dar nu am stricat nimic. Fata asta e nebună. Nebună sau nu, te-ai culcat cu ea și foarte posibil ca copilul ăla să fie al tău. Și o pisică, dacă ți-ai trebuie să ai grijă de ea, dar păi un copil, tu îți dai seama ce responsabilitate e un copil.
o să fac testul de paternitate. Victor, cum crezi că mă simt eu aici? În casa asta, unde ar trebui să fim noi doi fericiți? Când știu că Amanta și copilul tău sunt cu mama ta. Nu e Amanta mea. A, da, a fost. A fost o greșeală pe care am făcut-o. Nu vreau să plătesc toată viața pentru ea acum. Miruna, te rog. Victor, o să stau la mama până îți rezolv problemele personale. Te rog, Miruna. Nu. Nu pot. Nu pot să trec prin asta. Ia. Vai, uite că s-a liniștit. Da. Toată noaptea n-a dormit. Adică a plâns? Toată noaptea, Natanase, eu nu-s pregătită de un copil. Păi, a plâns pentru că nu-i botezat, asta e. Copiii se îmbracă la botez cu lumină, ca și cu o haină. Dar trebuie să aibă un naș. Așa. Ai văzut că am avut dreptate? Care să-l ajute să se lepede de Satan și să se unească cu Dumnezeu. Tu ești creștină? Sunt botezată, da. Păi dacă își botez, și el trebuie botezat, da? Nu mai poate trăi, uite, așa ca un păgân. Cine facem noi botezul? Gianni, te rog eu să mănânci. A, bre, italianule, o să mor de foame. Nu mangiare, până nu vine bambino mio, nu mănânc nimic. Nu vreau nimic. Hai, plecați de aici. Amândouă. Gianni, deci Victor avea 6 ani când ai avut accidentul. De atunci au trecut 19 ani. Da. Asta n-are cum să fie copilul nostru. Haide, fii om de înțeles, ce dracu. Înțelege, Gianni, că Victor e fiul tău. Tu ai trăit așa viața, fără amintiri, fără să știi de viața ta. Păi dacă nevastă ta aia nu ți-a explicat nimică. Un bambino? Ce caută un bambino în casa mea? E, un plod. Da, și proasta asta zice că e copilul lui Victor. Adică am un nepot? Nu, asta nu e posibil. Aoleu, da, uite că sună telefonul. Ia vezi, să nu fie Pamela. Da. Da, Doruleț? Nu-i cu tine? Bă, să dea dracu să fie cu tine, să vezi ce ne certăm. Aha. Unde sunt banii mei? Stai calm, ori să vină, ce? Mă, tu nici nu-i sare de nimic. Mă ții aici ca pe o proastă, în loc să mă lași să-mi fac singură dreptate. Da? Ia-mi-o după ce vine, hai. Ia-și tu afară din casa mea, hai. Hai, că m-am săturat de tine. Du-te la italianul tău sau la cine vrei. Hai, pleacă de la mine în casă. Iartă-mă, miuciulică, iartă-mă. Bravo, bravo, chiar îmi place ce se aude. Să plec, nu ți-am făcut. Voi sunteți ca niște conturi în bancă pentru mine. Vine banii, pleci, nu vine... Mai stai cu pantofii în mână. Să se audă muzică, da? Așa bogată ești, Jen? Eu nu, dar mama e cuplată cu un milionar italian. Ah, păi atunci de aia te-a răpit, că așa fac nenorociți ăștia. Și în asta s-a transformat. Fericirea mea alături de Victor. Vine să castrez toți bărbații de pe pământul ăsta. Știm că o femeie când se duce cu mai mulți bărbați e o curvă. Dar un bărbat când se duce cu mai multe femei, cum se numește? Smart.
Doamne, doamne, când e să vie necazul pe capul omului. Necazul? Ce necaz, mamă, ce necaz? Tu ții apărarea bărbaților acum? Eu și fata asta suntem sânge din sângele tău. Tu cu cine ții? Și vrei treacă acum să mă bucur că nu mai e cu băietul? Dacă nu-i copilul lui. Mai mama, cine a greșit odată, greșește și a doua oară și a 100-a oară. Crezi? Nu cred, sunt sigură. 3 luni aveai tu când am aflat că Emil are o amantă la bancă. Și n-am căutat să aflu nimic de teamă să nu găsesc adevărul. Dar mie nu mi-ai spus nica. Pentru că tu îl țineai întotdeauna în brațe, mama, pe Emilaș. Și cum ai trecut peste? Am trecut. Am mai făcut 2 copii. Și uite unde am ajuns acum. Ce ai? Mă doare cap. Iar mă doare cap. Gata, mă. Aoleu, mă, să iau pastile. Mi-au crescut și tensiunea și toate alea. Mamă, îmi sugerez să mă dispar de el. Nu, puiul meu. Vreau să faci ce crezi tu că e bine pentru tine. Dar în orice caz te pui pe tine, pe primul loc. Știi că familia lui e nebunită după copil? Nu pot să cred. Asta după ce m-au acuzat pe mine că nu sunt gravidă. Opa! Hai că avem și musafiri. Asta ce dracu mai vrea? S-o ia! Hai, intră! Hai, intră să-l vezi, că doar nu mușcă. Ce n-aș fi dat eu să am la vârsta asta un băiat? Dar el nu e băiatul meu. Un copil este darul lui Dumnezeu. Iar noi, ca oameni maturi și creștini, trebuie să avem grijă de el, chiar dacă nu e al nostru. Hai să facem o fundație atunci. Măi, nu te juca cu asta, nepoate. Păi, tu știi că băietul ăsta nu este botezat? Nu e treaba mea. Cine știe ce lecție ne dă Maica Domnului cu copilul ăsta? Ce faci, mă, golanule? Doamne, cât de mic ești. Faza e că Emil nu mai e soțul tău. Așa că nu mai e de ce să-i dai drumul în casă. Dar tu știi că avem împreună 3 copii? Da, dar el acum a ales să trăiască altfel. Mm. Mm-hmm. Și ce facem cu copiii? Îi punem la pubele și așteptăm să vină gunoiorii să ia. Și suntem toți fericiți în felul ăsta. Ha, ce dramatizezi acum, serios? Emil își iubește copiii. Așa ți-a spus ție? Da, chiar foarte tare. Și într-o zi poate o să aibă grijă de ei. Serios? Auzi, de când erai tu mititică așa? Îți aduce aminte că un copil mănâncă de 3 ori pe zi și are nevoie și de îmbrăcăminte și de încălțăminte? Pe bune, acum asta nu e o discuție despre bani. Dar despre ce vorbim, despre principii de viață. Ai principii tu? Da, el are foarte multe pe cap și tu îl stresezi, da? Are o bancă pe cap, o bunăciune și o mega afacere care, dacă merge, s-ar putea să dea ceva și la copii. Hm? Ce generoasă ești! Ha? Opa! Dar tu ce cauți aici? Băiecurile, am adus. Voi doi! Nebunul care ești și mai spuneai de mine. El nu știe că ești aici? Nu-i dau raportul lui Emil. Hm? Să nu mai vin niciodată. Poate uit și eu că existi. Nora, o suna doamna Olimpia că te-o accepta la interviu la farmacie. Vă las. Să aveți o seară bună. Ești ok? Da. Am primit și o veste bună. A, am luat și de rezervă. Mergem? Auzi, iepuraș, ia stai un pic. Aoleu! Cu tine vorbea tata asta iar nu reșir? La telefon? Tu chiar ai senzația că îți dau ție explicații? Pe bune. Mi-e milă de tine. Zou, de ce?
De ce? Pentru că tata o să se întoarcă la noi într-o bună zi și crede-mă, sângele apă nu se face. Iar iubirea asta față de o femeie ușoară trece repede, crede-mă. Ai văzut un globul de cristal. Îți pierzi timpul cu el. Mm-hmm. O să ajungi o babă singură, urâtă și scufulcită. Hai, lasă că mai e până acolo, da, da, da. Ești foarte obraznică, păpușă, și acum înțeleg de ce Emil îmi spune în fiecare zi că el vrea alți copii. Și, probabil ai mai auzit-o, păpușă, nimic nu leagă doi oameni mai mult decât o face un copil. Ha, ce să vezi, mama și tata au trei împreună. E, hai, lasă, că asta a fost de mult și oricum tactul vă iubește pe voi trei. Ideea e că nu mai suportă pe măta. Cum îndrăznești, ești o mare nesimțită. Mm-hmm. Da, sunt. Atunci, fă tu stânga împrejur, tu te iau pe măta în brațe, bociți, smulgeți-vă și părul hai, din lasă-mă. Cap. Hai, că ați pierdut cel mai bun băiat de pe planeta asta și... Ce să vezi, s-a mutat la mine acasă. Te pup! Nostru care ești în cerul, sfințească semele tău. Unde ești tu, Pameluțo? Pe cum în cer așa? Unde ești tu, drăguța mea, drăguța? Nostru care ești în cer, sfințească semele tău. Bine, împărăția. Victor! Facă-se voia. Victore, unde ești, mio bambino? Victor! Pe nostru care ești în cer. Vie împărăția ta. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot să vă aud! Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, dar ce-a ajuns casa asta? În casa asta este plângere și scrâșnirea dinților. Pentru că l-ați alungat pe Dumnezeu din voi, păgărilor. Dar lasă, că o să rezolve asta azi și acum. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească numele tău, mi-e împărăția ta. Facă-se cu ea. Familie, adunarea aici la mine. Da, da. Am să vă fac un anunț important pentru tot neamul nostru. Popa a venit? Măi, la fericitul părinte, nu popa. Că nu te tragi de patrafir cu sfinția sa, Doamne, iartă-mă. Bă, sfinția sa se roagă acum, taci din gură. Ai, da. Pe copilul ăsta... Auzi, fată, cum vrei să-l cheme pe copil? Denis și... Și Keanu, că mie îmi place de Keanu Reeves. Keanu? Da. Denis Keanu? Măi, dar nu mai nume păgâne. Gata, s-a hotărât. Eu o să-i fiu nașul la copil. Ce te uiți? Păi ce te uiți? Dacă o să fiu și bunica, e altă discuție. Dar acum nu sunt decât nănașul la copil. Adică părintele spiritual. Că și fătuca asta. E ca o capră rătăcită. De s-a aruncat în brațele tale în zi de aprilie, post mare. Nu-i așa, fătucă? Așa e, tata mare. Așa e. Gata, s-a hotărât. Pe copil... O să-l cheme Tănase, ba. Ca pe nănașul lui, și Octavian. Ca pe mămica. Ca pe mămica o chema Octavia, să rumână, tată. Auzi, prietenăsică, dar n-ar putea să-l cheme și Zorelu. A, Zorel, dar ce-i câine? Și? Cum pot să mă mul la tine? Stai că mi-e cald. Ce să faci? Cum poți să mă mâni la tine? Cum e, Emilio? Ne-am tras o dată și gata? Vrei să ne mutăm împreună? Păi da, mă, știi cum e. Când doi se ceartă, adică Victor cu Mirciulica, există un al treilea care trebuie să câștige, nu? Bă, stai. Ăla-i Victor? Nu, stai puțin, e Victor cu un copil. Ah, da. E al lui? Mă, nu știu, dar... Vă când stă lângă fata aia acolo... Abar n-am. Bă, trebuie să mergem la Mimi. Nu terminăm. Bă, trebuie să mergi... Ba da, trebuie să mergem la Mimi. N-are cum să rateze priveliștea asta. Mm-hmm. Hai, hai de aici. Hai, mă! Bă, nu e o idee bună. Bă, e o idee genială! Bă, nu vreau să-i fac asta, Miruni, nu înțelegi ce... De ce, mă, e prietena ta? Da, e prietena mea, de asta. Și crezi că n-ar trebui să știe ce face Victor? Ai, mă, vreo dovadă?
Nu, mă, n-am nicio dovadă, dar dacă n-ar fi fost nimic de ascuns, ar fi fost cu el la botez. Nu. Nu, eu nu fac asta. Okay. Sunt amândoi prietenii mei. Pare rău. Hei, tu ce mai vrei? Am ceva să spun. Ceva ce nu știi despre Victor al tău. Și de ce te-aș crede pe tine? Ești nesimțit oricum. Băi, lasă-mă să intru și dăm 3 minute din viața ta. De ce n-ai intrat? N-am rugăciunile citite și n-o să mă lasă să intru. Nici măcar nu știu cine ești. Sunt mama copilului tău, Tănase Octavian, ne-am zis? De ce nu mi-ai zis că ești însărcinată? Să te mai însori cu Miruna sau ce? Miruna, iubirea vieții mele, ai înțeles? Tu realizezi ce mi-ai făcut? Dar tu realizezi ce mi-ai făcut tu mie? Pe 2 aprilie, un copil, asta mi-ai făcut. Nu e copilul meu. Da? Cine? De unde știi? Ți-a dat Zărica în cărți sau ce? Nu. Știu că nu e copilul meu. Înțelegi? Asta e o prostie. Vezi că prostia asta e un copil și al nostru. Bine? Bine, o să mai vedem noi dacă e copilul nostru. O să facem un test de paternitate. Foarte bine, să-l facem. Foarte bine. Tu erai. Nu, nevastă-mea. Hai că n-am chef de glume. Ce-i dragă, te-a părăsit iubitul? Nu. A dispărut Michi Goga. Aoleu! Cine știe, o fi plecat cu vreuna pe la Dubai să o consacreze pe aia pe acolo. Ce dragă, ești geloasă? Nu. Doar că sunt îngrijorată rău de tot. Mă, tu-l iubești? Normal că-l iubesc, că-i frate meu. Ha? Crede-mă, el nu face niciodată de astea și... Și? Și sunt gata să merg la poliție. Da. Înainte să dispară, tot venea un ciocolatiu urâțel pe la el și îl freca la cap să-i compună o manea deosebită. Adică tu vrei să spui mie că regele muzicii românești mai nou face manele? Nu! Tu n-auzi că venea un ciocolatiu urâțel? Unul așa mai negricios. Tu cumva faci aluzie la tenul meu? Da. Păi de ce? Păi mă gândeam că tu fii negru, ciocolatiu. Ai prieteni ciocolatii sau prietenii ciocolatiilor. Nu știu, ar putea să-mi zică ceva de Michi. Habar nu am. Fii atent aici ce spun eu ție. 1. Eu nu sunt cioară. 2. Nici cu cior nu umblu. Și 3. M-a enervat foarte tare. Să trăiești, Pinuțule! 100 de ani! Că trăiește și nașa Octavia prin tine. Dumnezeu să ne ajute. Ia, hai! Ia, hai să facem toți! Hai să facem toți că poză! Hai! Hai să facem, da, cu toții, da? Vezi? Exact ce ți-am zis. Știi cine-i plădut? L-au botezat. Da. Și Victor e cu toată lumea bună din familia Găleată. Tu de ce nu ești acolo? Azi, mă, dar voi chiar sunteți căsătoriți? Mimi? Pe tine de ce te interesează? Da, nu mă interesează, dar... Voiam să știu așa ce e în sufletul tău. Nimic nu e sufletul meu. Ia, hai să facem niște poze, ia. Da, așa. Ia, 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 zâmbește acolo, ia. Zâmbește acolo, ia, ia, ia. Ia, hai. Hai și o poză cu maică-sa, da? Cu maică-sa și cu naș. Hai, s-o vadă Octavian. Stai așa să când o fi așa. Mare. Victore, unde ești, mă, tată, mă? Aici sunt. Păi hai, mă, că o să facem o poză, mă. Aș prefera să nu fac dacă nu te superi. Hai, bre, să poate. Păi mă supăr rău de tot dacă nu vii să faci o poză cu bunicul tău, naș. Toată lumea zâmbește.
Nu pune fă mâna pe mai zâmbește. Asta. Asta e. Ți-am zis. Uite-l și tu. Nu era normal să fii și tu acolo ca nevasta lui? Hm? Miruna! Pe bune, Victor? Miruna. Pe bune? Pe bune ce? Îmi spui mie că copilul ăsta nu e al tău și tu faci poze de familie în fața bisericii cu el? Da, m-a vrut tata mare să fac o poză cu el, n-am vrut eu. A vrut tata mare. Întotdeauna cineva a vrut ceva pentru tine, nu? Da, mă, chiar n-am vrut să fac poze. A, tu n-ai vrut, tu n-ai avut de ales, nu? Nu înțeleg. Auzi, de ce n-am fost invitată la botezul ăsta? Pentru că s-a făcut într-o oră. Și pentru că nici eu nu știam unde mă duc. Miruna. Victor. Căsătoria asta e o mare greșeală. Iar eu m-am săturat de țigănia din viața ta. Nu înțeleg de ce mă jignești, eu nu-s țigan. Pentru că îți place să trăiești ca un țigan. Dar unde te duci, mătăluță, așa, zglobii? Zglobie. Asta ca să mergi ca o parașută. Mă duc să mă întâlnesc cu un tip. Ce tip? Un tip. E moldovean al tău. Dar mă rog frumos, mătăluță, parcă erai măritată, bag seama. Bag seama că eram măritată doar teoretic. Și practic? Practic. Ia lasă! Practic nu știu dacă soțul meu legitim are de crescut sau nu un copil ilegitim. Altă întrebare? Altă întrebare? Da. Da. Dar ce faci, mătăluță, cu tipul și ăsta nou? Joc șeptică, Remi. Baba Orba, da-s-a. Ia vezi cu Baba Orba, că e periculos. Că așa legați la oi, poate scapă mâna pe ei și pe colea. Bine, băi. Nu știu unde fi pus eu ochii la Remi, să... Buni, ce-ai pățit? De ce plângi? Cauza mea, te vezi tu cu alt tip acum că nu ți-am spus. Ce nu mi-ai spus? Nu ți-am spus că... că el a fost cu altcineva, că... a venit într-o noapte. Dat și a strigat pe acolo și a zis, Buni, când o fată se culcă cu alți băieți, curvă. Dacă nu băieți se culcă cu alte fete, cum e? Nesimțit. Asta e. Am zis altfel. Dar tu de ce nu mi-ai spus? Pentru că mie îmi place din voi. Eu nu vreau să vă despărțiți că e băiat bun și te iubește. Uite, mama, și uită mâncarea. Da, că-i prima zi la farmacie și s-o zăpăci. Dragă de ea. O să mă duc eu să-i o duc. Și Buni? Când mai afli lucruri de-astea importante, așa, nu uita să-mi spui și mie. Dar n-am uitat. Am făcut expre. Sunt și eu necăjită. Știu. Nu, alea nu. Astea. Astea. Da. De aici le tuci în spate, da? Da. Da, doamnă, da. Da. Și asta. Așa. Hei, ai spus, doamnă? Să nu mai îmi spui așa, da? Da, Olimpia. Așa. Să știi că am rămas prietenă cu toate fetele care au lucrat aici. Înțeles. Bună ziua. Mami, ți-a uitat mâncarea. Mulțumesc, dar mi-e foame. Scuze, e fetița mea. Trebuie să mănânci. Pot să vorbesc cu dumneavoastră? Să rămân. Puteți, aveți grijă să mănânce, mama.
Sigur, o să mâncăm împreună. Bine, mulțumesc tare mult. Mă grăbesc, te pup. Da, te iubesc. Scuze. Ah, Doamne Dumnezeule, nu înțeleg nici acum. De ce mi-a luat-o Dumnezeu așa de tine? Și așa de plină de viață. E foarte dulce viața. Este. Vreau să ai mare grijă de el. E atât de mic și de plăcut. Tu ești Năluca? Sunt bunica ta și îngerul lui Octavian. Dă mâna. N-am voie să fac asta. De ce? Pentru că eu sunt și nu sunt. Sunt amintire și regret. Sunt vis și plăzmuire. Sunt în felul meu un înger păzitor pentru voi toți. Că ești un înger păzitor înseamnă că știi prin ce trec. Soția mea, cu tata, cu ăsta mic. Nu vrei să mă ajut să termin cu toate astea? Cum? Ia-mă cu tine. Prostii. Și de Octavian, cine are grijă? Mama lui. Mai bine o iau pe ea. Stai. Octavia. Octavia, unde ești? Chiar dacă e copilul lui Victor, chiar dacă nu e, eu tot o să am grijă de el, pentru că este finuțul meu, adică este, cum să spun eu, sunt nănașul lui. Mulțumesc, Nătănase, dar nu e nevoie. V-am zis că familia mea e bogată, n-am nicio problemă. Trebuie doar să recunoască Victor copilul și mă întorc acasă liniștită. Bogăția asta, ce să spun cu bogăția? Uite la mine, sunt bogat, am 7 case, dar tot nefericit sunt. Sunt nefericit încă de tânăr, de când am pierdut-o pe nevastă mea. Dar știi ce frumoasă era? Da? Imaginez. Avea un păr superb, ochii ca marea, obrazul era ca spuma laptelui și buzele sângerii, mai ales când își dădea cu sirop de vișne, cum o țase măsa de la Chișinău. Păcat că n-am nicio fotografie cu ea. Pe atunci nu se făceau fotografii, se picta, înțelegi? Și erau, n-aveau talent și n-am lăsat-o. Da. Dacă mă uit la finul ăsta al meu, la Octavian, parcă o văd aievea pe ea. De asta sunt sigur că e sânge din sângele nostru. Și eu cred la fel, Nătănase. Da? Da. Că știu că n-am umblat cu mai mulți. Pare o nebună, Nătănase, dar nu e chiar așa. Ok. Ok. Bă! Da! Cât mă mai ții așa? Cam cât m-ai ținut pe mine după ce m-ai sunat. Cât? O săptămână. Nu, serios? Nu poți să faci asta? Haide! Wow!
așteptam. Da, nici eu. Glumești? Nu, nu, chiar a fost intempestiv. Ai pățit ceva? Nu. Nu. Soțul tău ce mai face? Bine. Ne dăm pe pistă? Sigur. Zorico, mor! Ia uite-te o veste la drum de seară. Aoleu, are cardea pe mine, arde cardea pe mine! Dar taci, fă o dată, ce dracu! Aoleu, ia vezi că sună cineva, vezi cine e. Ia uite, aoleu, dar nu e bine deloc. Nu e pe nimeni! Hai, ecoa! Stai, că am găsit un bilet. Ce scrie? Aoleu, Zorico! Ce fai? Aoleu, fă! Ce? Face Pamela 1 milion de euro? 1 milion? Nu fă niciodată cum o să fac. Dar de ce? Păi atâta cere ăștia pe ea, 1 milion de euro. Care ăștia, fă? Cine cere? Adică unde-i Pamela? Au răpit-o unii. Aoleu! Doamne, dar ce bronza sunteți! Ați fost la mare sau la slănic? La slănic, Buni. Buni, eu am luat și o cupă. Ia uzi! O cupă? Da. De-abia aștept să vină tata să-i arăt. Ia dă și mie. Ia uite ce cupă! Poate că seamănă cu alte cupe luate de tata când mergea în tabără. Poate? Eu mă duc să fac un duș, că prisim ca să avem o seară lungă. De ce? Păi e imposibil să nu fi făcut tu ceva bun la cină. A. Să avem și noi motiv să plănuim tasosora. Eu trăiesc pentru excursia aia. Da, și eu. Dacă nu-mi zicea tata că plecăm în Grecia, eu nu aș fi rezistat la slănic Prahova. Dar la cât vine tata? Poate ar fi cazul să le spui. Ce? Să că le zic după ce mâncăm. Hai, mama, orice ar fi, știi că o să fim alături de tine. Da, mami. Tatăl vostru nu mai vine acasă. Iar cu delegațiile lui. Nu, tatăl vostru nu mai vine acasă pentru că... divorțează de mine. Poftim? Adică tu m-ai trimis să-mi iei la slănic ca pe ultima proastă, ca să-l aluși pe tatăl meu de acasă? Wow! Wow! Cum a fost? Foarte tare, zic, foarte tare. Deci cât de tare mi se pare să lucrezi în locul ăsta. E foarte mișto și chestia asta cu statul pe două roți e foarte tare. Mă bucur. Asta e masa noastră sau? Da. Adică doar ai zis că muncesc aici. Fac și eu tot ce pot, nu? Și ai pus trandafir roșii? Doar asta am găsit la florărie. Leo, tu încerci să-mi spui ceva? De ce e pe ocolit? Întreabă-mă direct. Încerci să-mi spui că îți place de mine? Dacă aș încerca să-ți spun că îmi place de tine, aș face asta. Îmi pare rău că a durat atât. Aici e testul de paternitate, dar mai întâi trebuie să-mi semnați. Semnați de primire aici.
Nu înțeleg. Felicitări, sunteți tatăl copilului. Serialul tău preferat începe acum. Mă ierți? Nu e nimic de iertat. Știu și eu ce e o amată. Una care aduce numai necazuri copiilor. Uite, băiatul e deștept. Auzi, dacă știi, dacă noi avem un meleon aici... Șt, deci mi-e rău, nu mă pot. Dacă te-ai încurcat cu un bărbat însurat cu trei copii, nu ți-a fost rău? Tu mai vezi pe Mirona pe aici? Măta nebuna se plimbă cu un milion pe-n valiză pe mall. Sorta e răpită și ție ți-arde de Mirona. Weekendul ăsta unde vrei să stați, ataci? La tata. Vă pup de pe litoral. Hai, hai, hai.